Domnule președinte, din start anunț că nu îmblăm de două ori la microfon. Înainte de votare, fracțiunea Platforma da solicită pauză de 20-25 de minute pentru că să decidem definitiv cum votăm. Acum la subiect. Platforma da a și pledează pentru introducerea unor măsuri speciale în vederea depășirii situației cu pandemia ele se impuneau încă săptămâna trecută, când a fost instituit cod roșu în sănătatea, astfel încât să nu fie supusă riscului viețele și sănătățele miilor de oameni de la Nu s-a făcut acest lucru și cineva trebuie să-și asume. Stimate domnule ex-prim-ministru, eu sunt gata și așa e caracterul meu, dacă arde casa, eu nu, nu vorbesc mult, îmi caut caudarea și ajut pompierilor. Dar eu vreau să fiu sigur că pompierii știu ce trebuie de făcut și că nu e scopul lor că principalul pompier să devine președinte. Iată de ce. Indiferent cum vom vota noi azi, ce de o platformă, da. Constatăm că proiectul cu care a venit guvernul este foarte vac și pregătit neprofesionist. Eu azi, așa și n-am auzit, n-am ascultat, am ascultat atent, dar n-am auzit argumente de ce prin legea privind supravegherea de stat a sănătății nu este posibil de declarat starea de urgență în sănătatea publică și de folosit mai mult pârghiile de acolo, fără că să Introducem măsurile unde putem aștepta la alimentarea presii, la schimbarea procedurii de numire a conducătorilor, unităților private și publice, cu imixtiunea în justiție. Deși această lege prevede că comisia națională extraordinară. Are dreptul să creeze condițiile speciale de activitate, de viață și de, de plasare pentru persoanele fizice și juridice, poate să introducă stare de carantină, poate institui reguli de intrare sau ieșire din zonele supuse riscului, adică dispune de toate mecanismele necesare. Eu n-am auzit răspuns de ce nu este posibil de introdus stare de urgență în sănătatea publică și de modificat această lege astfel încât să facă acest lucru Parlament în conformitate cu Constituția. Cu măsurile propuse de către guvern, repet încă o dată, eu și nici platforma da, noi așa și n-am înțeles care vor fi aceste măsuri. Adică, o venit domnul prim-ministru, ne-a citit lecțiile, mi-a spus cum el vede, dar a doua zi, toți cetățenii, așa cum s-a întâmplat în România, urmează să afle ce îi așteaptă. Și repet, acest exemplu este un foarte bun exemplu în România, cu 65 de măsuri concrete, sprijinul pentru economia, plafonarea taxelor la agenții economici, plafonarea prețurilor pentru medicamente, majorarea salariilor pentru medici, măsurile de protecție pentru medici, concret în șapte capitole. De ce nu era posibil de făcut acest lucru? De ce peste noapte s-a schimbat termenul de aplicare a acestei stări de urgență? De la 30 de zile au crescut la 60. Și iată, pe mine apare, apare această suspiciune mai mult decât rezonabilă. Ce se urmărește? De ce noi trebuie ca mașină de vot, orbești să votăm, să permitem guvernului Dodon să facă orice, timp de 60 de zile? Nu știu dacă va fi salvată națiunea, stimată doamnă, dar precis că putem să ne transformăm într-un stat polițănesc de la care o să ieșim mai greu. și aspectul economic. Este foarte, foarte important. Noi am avut cândva precedentul. În 2009, azi, domnul prim-ministru, măcar prima dată ne-a deschis paranteze despre aceste măsuri. Dar mai mult a folosit că noi vom face, vom veni, vom nu știu ce. Și nu a spus că iată noi am venit, iată noi propunem. În 2009 eu țin minte foarte bine, când toată -ți lumea era cuprinsă de criza mondială, la noi s-a vorbit despre insulă stabilității. Și am primit stabilitatea, nu vreau să spun altfel. La sfârșitul de an, datorie la au fost de 300 de milioane de lei. Eu ne vorbim la probleme cu pensiile, salariile. Și dacă noi să analizăm ce ne așteaptă, ne așteaptă timpurile foarte grele. Exportul va scădea dramatic. Remitențele, da, remitențele se vor micșora, deoarece este afectată Italia și noi vedem criza în Federația Rusă legată de situația pe piețele petroliere. O să fie problema cu activitatea întreprinderilor. Azi am fost sunat de câteva ori de mai multe magazine, agricole și cu mărfurile industriale care nu știu ce, ce de făcut. Populația nu poate cumpăra, agricultorii nu pot procura uh, strict necesar pentru lucrările agricole, nici magazinele, mai ales business-ul mic și mijlociu, nu cunoaște ce urmează. O bună parte din părinții au mers în concediu forțat din contul propriu, deoarece agenții economici sunt limitați în a oferi sprijină. Uh, sprijinul. To dar totodată statul așa și nu a venit și nu a susținut ideea noastră de a plăti niște indemnizații, de incapacitate temporară în muncă legată de această situație. Și cu părere de rău o să avem mai multe situații de așa gen care necesită solidaritate. Și solidaritatea nu constă în faptul că statul cumva transferă problemele propriile pe umerii cetățenilor și agenților economici. Noi trebuie toți să suportăm această criză și să ieșim Măcar, că țara n să fie așa cum... Finalizați 20 secunde. Țara va fi alta. Și noi trebuie foarte bine, fără țipete, fără strigăte, fără la vot, la boț, fără toate variantele este. să analizăm și să contribuim toți în depășirea acestei crize. Încă o dată rog, înainte de vot, să oferiți pauză fracțiunii Platforma da.